și-i pune: băi, dă oarnă moarție, n-ai cum! Salut, băi șacalilor, ce faceți? La mine a venit vara, după cum se poate observa, zici că mă lua strand. Eu merg la strand după ce filmez asta, coronavirus nu contează, aici în Bacău s-o deschis o piscinuță, mă duc eu. Și în al doilea rând, n-aveți idei cât de nașpa e să mă uit în ecranul camerei și să văd așa, că mi-am lecat părul, știi că se face aici o rampă așa, știi că mă duce așa? Când aici e normal, știi, uite, vezi, e normal, dar aici se vede așa, urmul știu cu ăsta, nu știu ce așa, nu știu. Astăzi o să ne uităm la mâncarea din realitate și mâncarea din reclame și bineînțeles că trebuie să dați un follow pe Instagram, pentru că foarte curând o să fac din nou un episod în care ghicesc vârsta abonatelor sau abonaților și trebuie să fiți acolo să-mi dați poze cu voi. Hai să trecem la treabă. Avem aici un burgeraș pe care îl suflă brânza pe burger. Uite cum întinde, frate. Zici că e plăpumioară, așa pune plăpumioară peste carne și înfinge acolo vârzuca, așa, uite, și pune să asta e, că e brânză, ci că e brânză, dar e vată de urechi, de o pui în urechi, te ștergi cu ea, o bagi în urechi, știi, când ai curent. Ia uite cum pictează burgerul carnea. Ia uite-l, ce frumos arată reclamă și era, hai că da, să mor, hai că, hai că da. Atunci când ești pentru prima oară cu ea versus atunci când ești împreună cu ea de jumătate de an. Te-ai stafidit, te-ai răsuflat. Te pune lipici, ce se întâmplă, ce, nu înțelege, glupevezi cereal, ok, și lipezi cereale cu lipici. Băi, două morții de treabă. S-a terminat, mi-a pus lipice în cereală. S-a terminat, nu mai mănânc nimic. Ia uite mă că îi pune colorant. Ce ai făcut, bă, ce slime ai făcut, ce Dumnezeu e aia, mă? A, ce că e înghețată, bă. N-ai cum, și i-au pus lipice acolo și au pus. Băi, prieten, voi vă dați seama glazură, ia uite, aia se topește, băi, prieten, bă. Bă, cum ne păcălesc ăștia, mă, tu dai seama, ești ceea ce mănânci și dacă sunt lipici, de ce n-am și eu lipici la fete, că nu știu. Într-o bună zi ăștia chiar o să pună lipici în mâncare, știi cum ar veni. Și când la un dacă, știi când vine așa, știi, răsuflul ăsta, ca să nu-i zic râgâit, că na, totuși. Când vine răsuflul gastric și ai făcut, știi cum ar veni, ai scos aici o bulă de lipici, știi? Și plutești așa bula de lipici. Nu îmi spune că lipește puiul cu picătura, frate. Bă, dă-o măsa. Băi, pune la pui pică, uite cum lipește. O lipit carnea de pui. Și ăsta ce pune aici? Food colorant? Săpun? Ce e asta? Ce face cu asta? Uite, o lua cu pensula, zici că na, s-a terminat, am mâncat. Da, prieten, deci se vopsește puiul și după după-l mănânci, după ce-i vopsit. Ia uite-l ce bine arată. Ia uite-l, 6 ore durează versus 10 minute. Mâncați-a sufletul tău că a mâncat vopsea. Nu știu cum să vă spun, dar nu mă simt satisfăcut deloc să știu că ăia lipesc puiul cu picătura și după eu îl mănânc. Chiar nu mă simt bine, deloc. Dacă, Doamne ferește, rămâne niște picătura de aia și are efect advers și mi se lipește și mie gura, mă duc repede la doctor. Domnule Lucian, ce ați pățit? Dar ce să fac, domnișoară? Mi s-a lipit un pic buzica de cealaltă. Am mâncat și eu din puiul lor, doamnă, poate nu mai vorbi eu, dar știu să scurg. Că merge, mama, schimbam. Pă, hai că da. Iertați-mă, prieten, n-am vrut să vedeți așa ce. Mi-a ieșit proiectila din gură. Ok, spumă de ras. Ce face cu această spumă de ras? Ok, da. Ea se mulează așa. Și să-mi zici că-i va... Du-te în morții mei, s-a terminat, am mâncat spumă de ras, m-am bărbierit, s-a terminat, tot. Nu, deja așa ceva nu se poate, bă. Bă, dar pui pe prăjitură de-aia de ras, bă, de la gilet, bă, dar știa de la gilet. Doamne, v-aș lua de somn, bă. Ferească Sfântul, ce asta? Nici nu m-am uitat ce Dumnezeu asta. S-a dus. Bravo, vă, comercial. Dacă mai mănânc eu, deci de acum mă duc și mănânc direct din curtea. N-am curte, dar o să-mi fac. Mai bine să mor de foame și să mănânc petale de trandafir și păpădii decât să mănânc pui cu picătura. Cu picătura, bă. Ia să vedem ce se pune în acest. Se pune somon, bineînțeles, și se pune și unt. Și după somonul cu unt îl amestecă sau pune legume de astea, amestec mexican. Se face. Mamă, zici că e vomă. Se face vomă și lunge după cu vomă ca să arate frumos. Și acum îi pune leucoplast de ăsta și super sănătos. Se taie o bucată de carton și se pune pe un blat, se mai pune o bucată de carton încă un blat și se pune cu spumă de... Băi, dă-o încolo, bă, și eu cream că mănânc prăjitură, bă, mănânc aracet de ăsta, bă, mănânc să mi se lipească gura. Ce Dumnezeu mai e și aia? Lipici, picătura, îmi pune stele de astea de jucărie pe mâncarea mea, bă. Uite ce îmi pune, cireașă luată din Turcia. O frumoasă chiflă de carne care este încinsă cu un băț, ca să nu-i zic, un fier pe care o atinge așa și o face...
O face grill, prieteni, că noi mâncăm ca să fie pe grătar, băi, și ăștia o fac un fioră, tu-s morți! Uite iar cum pune Varda, să văd eu, să văd eu Varda, că eu trebuie să văd Varda, uite și roșia, zic, uite, da, e natural, băieții mei, muncesc, se trebuie la 6 dimineața, iau roșiile din solar, băi, și mi le pun mie în burger. Ia uite cum îmi pune aracet, îmi pune aracet galben, să mor, da. Mai mâncați, prieteni, că așa și trebuie. Uite-l ce resuflat e, mă, zici că a muncit o săptămână, s-a culcat și el un weekend, mă, dă-o încolo de treabă. Se înțeapă un burete cu niște scobitori, adică să nu vă mai scobiți în dinți, să înțepați un burete. Și toată producția lasă scobitoarea lui, se pun cartofi, se fac cartofi, așa, zici că scapetele lui Ștefan lua țepe, știi, când îi băga pe aia în sală, așa, în țapă. Și pune, băi, dă-o în morție. N-ai cum! Nu ai cum, bă, ce e asta, bă? Uite, bă, cartofii au obosit, bă, zici că au fugit de la Mac, mă. Bă, zici că au fugit cartofii prin debaravă și au reușit să fugă, bă, din McDonald's. Bă, ce e asta, mă? Bă, când vine să mă las, bă, cât sunt eu atâta, bă, nu mai vine să mănânc cartofi de ăștia exfoliați, de ăștia. Uite, că mă gândeam, bă, cum stau cartofii drepți, mă, știi că la Mac, cred că le zic aia, băi, cartofi? Drept, și toți cartofii stau așa drept, știi, ți servește așa. Dacă când ai luat tu cartofii, bă, cine morți, știi, se strâmbă cartofii, știi, când te văd pe tine. Nu știu dacă are sens ce zic, dar în capul meu e o realitate foarte, nu știu, ciudată, așa văd eu realitatea, vă rog să mă înțelegeți. Se pune orez prăjit, nu, orez așa fierbinte, se pune apă și mai fierbinte și face un tahai de ăsta, de face frumos așa, și se pune în spate, bă, să vedeți, bă, că mâncarea e caldă. Bă, uite ce caldă e mâncarea, mă. Luați, mâncați cât e caldă. Aia cred că e din congelator. Scoate apă că e caldă. Acum am făcut-o. Haideți să mâncați. Doar pentru 15 lei în plus o primiți caldă. O prăjitură frumoasă. Spumă Gillette, că, bă, cred că ăștia au parteneriat. Alea îți mingiuțe sau... Ia uite-l, mă. Ia uite cum iese cu frișe și cum iese cu spumă de la... Oamne, bă, să nu uitați de videoclipul ăsta niciodată. Bă, simt că vomit când mă gândesc că acolo e aracet, frate. Cine știe ce Dumnezeu, mai pui și ciocolată în aracetul ăla, pui steluțe din mare, direct, din nisip, direct, că vomit. Du-te, că vomit, nu mai pot, nu mai, mi-e prea așa, nu, așa nu mai. Ia uite, iară puiul, cu ce-l dai, mă, cu fixativ, uite-l dă cu ce e asta, de lipici, luciu, de buze, ce, ia uite cum unge puiul ăsta, băi, golden chicken, face golden, zici că e bă, ăla de pe PUBG. Să fie frumos, copii, să mâncăm pui golden de la țară, crescut natural, copii, ia uite-l cum arată, hop, ăsta e obosit, concluzia este să mâncăm ce-i mai obosit. Frate, ce arată mai rău e mai bun. Deci asta e, frate, ce arată mai rău e mai bun. Cu explicația, adică dacă vezi un pui așa, știi, care o bucată de pui care arată așa, așa e bucata aia de pui, arată așa, știi? Asta o mănânci, că dacă vezi un pui, știi, care arată așa, știi, așa frumos, bă, nu-l mânca pe ăla, că ăsta e vopsit cu argint, da? Și cu lipici, și cu picătura. Ia uite ce strug, băi, ce-mi face la struguri? Bă, îmi pune pudră de bebeluș, uite, bă, îmi pune pudră de bebeluș, s-a terminat. Păi, îi dau la fund, îi dau în găurica fundului și asta ăștia îmi pune pe struguri. S-a terminat numai că... Aoleu, vă rupă, dar eu îmi dau bebelușul pe fund să n-aibă iritații pe poponeți și ei îmi pun pe struguri. Nu, că s-a terminat. Mâncați struguri, uite, de buni, de la Lidl, foarte buni. Din Kaufland. Da, ia uite. Ah, și îi faceți stropiți. I-au luat din grădină, tocmai ce a plouat, natural. Mâncați cu pudră de bebeluș, unde s-a luat cu popou, stați voi cu gura. Așa să fie. Se pune glicerină într-un pahar, într-o deata, într-o așa. Și aici ce se face, se stropește, măi, natural. A curs apa, tocmai ce a plouat din grădina domnului. Ia uite cum. Ce-aș bea un pic de lămâie stropită cu arace, doamne. La modul de acum, cred că mă duc și îmi spăl eu pe pădia și o mănânc din curte. Mănânc plantele, florele din casă, decât să mănânc așa ceva, sincer. Auzi, mai frate, să stau să mănânc lipici de pui. Să-mi lipească mie gură așa cu lipici de pui. Să-i lipească așa aripile la pui, să stea pui așa. Deci că a venit puiul de la concurs de mușchi, așa, știi, să stea pui. Dați-o încolo, bă, fraților, că dacă mai văd spumă de ras vreodată, doamne, păi, dar mai, eu oricum nu prea mănânc dulciuri, nu. Adică nu mănânc dulciuri, dacă mai văd, cred că dacă văd ceva cu frișcă, mă gândesc la spumă de ras. În concluzie, aveți grijă de voi, prieteni, aveți grijă de ce mâncați, mâncați sănătos, să vă zici, luați puiul ăla care își da așa, s-a înfidit, știi, și arată ceva decât să luați puiul ăla, știi, care arată așa, că bine, ăștia nu sunt flați cu margarină de spumă de ras, e natural, mă înțelegi. Nu uitați episoade noi în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul și neapărat să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că acolo încerc să atrag cât mai multă lume, pentru că acolo postez mai des decât pe YouTube, pentru că postez în fiecare zi chestii.
din viața mea plictisitoare. Nu uitați să râdeți și v-am pupat. Pa, bă!